Shut up and sit down. Am oprit eu alarma ca să vedem dacă șarpele e pe față. Salutare, dragilor, și bine v-am găsit! Sunt Horațiu Bușcă și bine ați venit la un nou episod din Break Your Bubble! Dacă nu știi ce este Break Your Bubble, intră pe clipul intro care este în descriere și dacă vrei să mă încurajezi și să mă ajut să merg mai departe cu acest proiect, te rog frumos să-mi dai un subscribe, un like și dăm și follow pe Instagram și pe TikTok și urmărește-mă și pe Facebook. Hai să nu mai stăm și să spargem bula! Ziua 24. O noapte ciudată. O noapte extraordinar de ciudată. M-am visat de... Am avut trei vise foarte legate între ele în aceeași noapte. Nu știu de ce. Deci, în primul vis, m-am visat la serviciu. Făceam niște lucruri normale, așa și cum ar fi fost la serviciu. La un moment dat a apărut ceva ciudat și când m-am trezit am zis: Doamne ajută, bine că fu' un vis. Mă pun la loc să dorm, iar mă visez la serviciu. Altă situație, altă chestie, iar se întâmplă ceva nasol, iar mă trezesc că zic: bine că fu' un vis. A treia oară, iar mă visez la serviciu. Bă, dar dă-o încolo de treabă, trebuie să mai dorm și eu împrumut și eu să mă visez oriunde, undeva în Bahamas, undeva, nu știu, să fac și eu ceva, să mă visez oriunde, altundeva, bă, să mă visez că sunt în casă, să visez, tot la serviciu. Numai la serviciu mă visez, pă dă încolo de treabă. Trei vise legate așa unul după altul la serviciu, pă dă, am nemâncat-o, ce mai este gândul ăsta la muncă? N-ai văzut, nu puteam să mă visez altcumva sub nicio formă, deci asta că mi-a pus capac. Azi dimineață când m-am trezit, și știam că trebuie să mă duc la serviciu, ziceam, da, încolo de treabă. Păi iar la serviciu. Până am fost de 3 ori la serviciu. Nu mai. Oricum, a fost așa, o ciudățenie. Mi se mai întâmplă, cred că fiecăruia dintre noi ni se întâmplă să ne punem la somn și să ne visăm la muncă și când ne trezim să ne ducem la muncă. Da, să te visezi de 3 ori la rând în aceeași noapte la muncă. Mie nu mi s-a mai întâmplat. Acum, dimineața asta, am avut o surpriză. Cineva de undeva a încercat să îmi bage bețe în roate. Ia uite aici! Am oprit eu alarma ca să vedem dacă șarpele e pe față. Măi, iar mă păcăliși! E de șuș? De ce nu sună ăsta? Hmm? Ce nu sună? M-a sunat, dar m-a trezit eu prima. Nu mă duc, că mă duc să schimb fața asta. Mă duc să dau pe... Ne vedem după șarpe. Hai, pa! Facem mâncărică. Ia să vedem. Ha! Ce faci, Banghi? Unde? Ce gătești, Banghi?
Mamă, că de ce stai cu căciulița asta în cap? Pentru că mi-e frig. Păi, de ce să frig? Se frig. Se frig? Uh-huh. Bă, vrei să dau drumul la căldură mai tare? Ce? Dau drumul la căldură mai tare? Nu, că e bine să fac căciulat. Scoate și mica din buzunarul ăsta stâng. De la geacă. Voi, ce frumos, ce șarpe are și așa rouă pe el. Ne, e ploaie, maică. Ploaie, ploaie? Nu, dar a plouat azi noapte. Vezi, uite cum stau stropii. Mulțumesc, șarpe. E frumos. Uite, vezi? Dacă probezi, vede cum stau stropii. Auziți? Da, știți ce? Eu nu vă mai povestesc de alergat, vă arăt și vorbesc după. Mai poți? Ha? Mai poți? Bă, nu cum mai puteam, mă, da. Vreau să mă antrenez să-mi intre așa. Bine, readaptai puțin traseu. Că... Că puteam să alerg pe iarbă, puteam nu știu ce ăștia prea mici și făcă un calcul așa, după cum îl simți pe picioare și îmi dădu că ar trebui să dau 7 ăștia așa. Pe mintea mea. O fi că o fi puțin mai mult sau mai puțin asta. Să fie greșeala mea. Hai încă să... Biker Bubble! Mai băi puteam o tură, cred că mai puteam. Acum sunt șmecher, știi? Acum mă simt eu. Mamă, cine sunt eu? Dar mă dor pe aici genunchii. Doamne, trebuie să... E bine, deci sâmbăta și duminica, relaxarea fără sport, eu cred că sunt binevenite. Bă, atunci nu fac sport. Sâmbătă mă trag pe aici prin casă ca șarpele, că, na, după vineri, duminică, încep și o să mă simt cum trebuie și luni de dimineață, când sunt fresh, am băgat sport. Dar e bine că mă relaxez. Avem un mesaj astăzi, unul care... mie îmi place foarte mult. E ceva ceea ce eu fac de 24 de zile, transpir. Transpir mult, transpir și fizic și psihic. Efectele acestei transpirații, să zicem, acestui efort depus de mine zilnic, încep să le văd și eu. Încep să le văd de la zi la zi. Dau pe primul clip pe intro, mă uit acolo, văd toate greșelile, văd cum... cu cât de greu mi-era să mă exprim, știu cât de mult mi-a luat ca să filmez acel clip și cât de mult mi-a luat ca să îl tai și să-l editez și mă uit acum și văd că sunt mai relaxat, sunt mai ok, pot să atunci mă adresam vouă, da, cu frică, acum mă adresez vouă cu entuziasm și cu dorință să vă vorbesc și Văd evoluția, voi vedeți evoluția, dacă vedeți evoluția, spuneți-mi în comentarii cum vedeți voi evoluția asta a mea. În încheiere, vă bag următoarele 5 idei principale din cum să fii un bun interlocutor, 5 sfaturi, da, pe care v-am spus că sunt multe și săptămâna asta vă dau așa, pe bucăți, ca să le digerați mai ușor, să nu vă dau mult deodată, să nu vă fie nasol, să
chiar vă vină greață de la atâtea sfaturi. Eu sunt un fel de ăla care dă sfaturi, dar nu le aplică. Vreau să recunosc un lucru, n-am reușit să implementez niciunul dintre aceste sfaturi săptămâna asta. Oricât de mult am încercat până acum, nu am reușit să fiu un bun interlocutor. În continuare am întrerupt când am avut discuții sau am deviat subiectul. Nu am tăcut când a trebuit și am înțelegeți ce vreau să spun. Nu am reușit să implementez nimic. Cu numele, în schimb, încerc să rețin nume. Încerc cât de mult pot să rețin nume. Ăștia sunt. Păi ce să mai, încheiem ziua de astăzi, ziua 24, în care am transpirat, chiar am transpirat și alergând, am transpirat și la muncă, o să transpir și mâine și poimâine și cred că o să transpir de acum încolo non-stop, pentru că îmi face plăcere să transpir așa. Mi-a crescut atât de mult stima de sine, vorbeam în primul capitol despre stima de sine, pacum este mult, mult, mult mai ridicat nivelul stimei de sine și e și asta o îmbunătățire. Cum v-am spus, ca și interlocutor, tot nu, și trebuie să mă îmbunătățesc ca și interlocutor. O să vedem dacă o să reușesc. O să încerc și săptămâna care vine. Așa că, dragilor, hai să vă dau o mare îmbrățișare de Break or Bubble. V-am pupat.